Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt cum îmi tai eu părul. Și avem nevoie de elastici pentru păr, un pieptene, foarfeci și, bineînțeles, un pieptene bun ca să ne pieptenăm. Mai întâi începem și pieptenăm tot părul, după care o să împărțim părul în trei părți, adică întâi prima parte din spate și facem o codiță după ce am ales bine. După care pieptănăm și împărțim părul în două părți egale ca să facem două codițe în față. Deci împărțiți bine părul în părți egale. Și țineți capul cât mai drept posibil ca să faceți două codițe la fel. Acum legăm și cealaltă codiță. Nu uitați să prindeți tot părul. Acum, cu capul foarte drept și cu gâtul cât mai drept, coborâți elasticul în jos până unde vreți voi să tăiați. Eu vreau să-mi tai numai vârfurile, deci o să mă opresc numai la câțiva centimetri de vârfuri. Și iau foarfeca și... Tac! Tăiem vârfurile. Același lucru îl facem și pentru cealaltă codiță. Țineți capul sus, eu aici am ținut capul în jos, dar trebuie să țineți capul mai sus, drept. Și tăiem. După care desfacem codițele și aceste codițe le unim sub bărbiță. Chiar dacă nu suntem frumoase la faza asta, zici că suntem niște băbuțe, rezultatul final o să fie super. Nu uitați să țineți căpuțul drept, cât mai drept posibil, și faceți același lucru coborând cu elasticul până la vârfuri. La vârfuri tăiați la același nivel, după care desfaceți un pic părul și începeți să tăiați în la vârfuri. Această tăietură se cheamă tăietura Jojo. Este o tăietură pe care o folosesc coafezele în stil franțuzesc și se taie, se sfiletează, așa, să taie numai în vârfuri ca să nu pară părul drept tăiat ca cu toporul, așa, nu? Și tăiem, uitați, așa la vârfuri. Pieptenăm, după care legăm această parte din păr la spate într-o coadă și cu altă jumătate din păr facem exact același lucru. Deci alegem altă jumătate din păr. Pentru că eu l-am împărțit în trei părți, deci încă o parte o alegem, facem același lucru, o codiță, aducem părul în față, facem două codițe egale. Le legăm bine, după care coborâm în jos până unde vrem noi să tăiem. Luăm forfecuța și tăiem. Același lucru și pentru cealaltă codiță. Tăiem vârfurile, după care facem aceeași coadă sub bărbiță ca băbuțele așa și tăiem din nou egal. După care facem acel tăietură jojo ca să facem vârfurile cât mai sfiletate așa frumos, în scări să nu fie chiar drept. Vedeți? După care același lucru facem cu partea rămasă de păr. Deci mai întâi legăm părul pe care l-am tăiat
într-o coadă împreună. Legăm cu totul așa. Facem o singură codiță ca să nu ne deranjeze la tunsul părții care a rămas. După care pieptănăm partea rămasă, o aducem în față. Eu am despărțit partea din față pentru că am un păr mai scurt un pic, că e în scări. Și această parte am ales-o, fiindcă e mai scurtă decât cea din lateral, ce am făcut o codiță. După care am făcut din nou două codițe egale, le-am legat cu elasticul. Și am coborât elasticul exact până unde am vrut. După care am tăiat, am făcut codița sub bărbiță și am dus elasticul până jos și am tăiat și am făcut și aici aceeași tăietură de păr, după care am tăiat cu stilul Jojo ca să nu avem părul prea drept. Să nu uitați să desfaceți părul, să nu țineți prea strâns când faceți tăietura Jojo. După care am legat tot părul, partea din față am făcut același lucru. Am făcut codițele, le-am coborât până unde am vrut să tai. Am tăiat și am făcut aceeași tăietură Jojo. Eu mai aveam și șuvițele astea în față și aici le-am făcut cu tăietura Jojo ca să nu mi se pară să facă prea drept. Aceeași tăietură Jojo am folosit-o pentru breton, pentru că mie nu-mi place să am bretonul drept, chiar drept așa, vreau să fie cât mai natural posibil. Pentru că tăieturile drepte fac, mai ales fețele ca a mea rotunde, le fac să pară și mai pătrate, mai rotunde, așa, și eu nu vreau această chestie. Și cam atât. Tăietura s-a terminat, vârfurile le-am tăiat frumos, vedeți cum a ieșit tot în V așa, exact cum era înainte. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!